Noua facilitate se acordă la cerere lunar pe o perioadă de maximum 3 ani, în cazul în care beneficiarul se angajează cu normă întreagă pe o perioadă de cel puțin un an. La Buzău există deja un caz în care AJOFM a aprobat dosarul unui râmnician care a găsit un loc de muncă în Ploiești. Deci este o persoană care se angajează în Prahova și atunci schimbându-și domiciliul și închirind acolo, îi beneficiază de această primă. De asemenea, pot exista situații în care din județul Buzău, să zicem că vin de la țară, în oraș. Da, și viceversa, vorba lui Caragiale Iancu, da, și invers se poate, fără niciun fel de problemă. Din mediul rural, pentru că, iată, distanță peste 50 de kilometri. Păi dacă, să spunem, zona asta care, din nefericire, destul de gri a județului, zona Văii Buzăului, Pătărlagele, Nehoiu, zona monoindustrială, 90 de kilometri. Un locuitor sau un copil sau o persoană care este zona Pătărlagele sau Nehoiu puțin, sau Siriu, Urateghi, care vine în Buzău și se închiriază o locație, clar se decotează prima chirie. Pe lângă șomerii din județ care pot găsi un loc de muncă la o distanță mai mare de 50 de kilometri, schimbându-și domiciliul, autoritățile se așteaptă la numeroase cereri din partea absolvenților de facultăți care se angajează în orașul în care au studiat. Sunt buzoieni care au învățat în București, Timișoara, Cluj, Marile Constanța, Marile Centri Universitare, marea majoritate rămân acolo, da? Pleacă din cămine și acest copil, absolvent, își pune problema, unde mă duc? Da? Unde mă duc? Unde voi sta? Și are varianta de a închiria un apartament sau o garsonieră. E, această variantă este eligibilă pentru noi, Agenția Județeană din Buzău, pentru că el are domiciliu în Buzău, este persoană în căutarea unui loc de muncă în momentul în care termină și vine și se înregistrează ca persoană în căutarea unui loc de muncă la Buzău, își găsește un loc de muncă în București, Cluj, Timișoara sau în altă parte și normal că acolo va sta și cu chirie. În condițiile astea, noi vom deconta chiria plus utilitățile 50% din valoarea utilităților pentru acest tip de forță de muncă. Prima de relocare se ridică la 75% din valoarea necesară a acoperirii cheltuielilor pentru chirie și utilități în limita sumei de 900 de lei.